Bine ați venit, doamnelor și domnilor, eu sunt Daragiul dumneavoastră preferat și astăzi, cât stăteam eu pe YouTube, am dat peste un clip destul de interesant, dar și puțin șocant. Un video în care un domn a făcut un experiment în care voia să ne arate tuturor un mod mișto și pe înțelesul oricui cât de rapid se pot transmite germenii, bacteriile și virusurile. Practic, ce făcea el era să aleagă un copil din clasele primare pe care să-l dea după aia cu o pudră pe mâini care ținea loc de virus, iar apoi să-l lase în voia lui să se joace sau să facă chestiile pe care le fac copiii la școală. Dar, după ce se terminau orele, la final de program, când copiii trebuiau să meargă spre case, domnul ăsta îi strângea pe toți la un loc, pe toți cei din clasa ăluia infectat de mai devreme, și îi lumina cu o lanternă UV ca să ne arate cât de mult s-a răspândit virusul în doar câteva ore și de la un singur copil. Iar rezultatele au fost șocante, aproape toată lumea a fost într-un fel sau altul infectată. Așa că după ce am văzut treaba asta am considerat că este necesar și cumva interesant să vă explic cât pot eu de bine ce se întâmplă dacă, să spunem, că un tânăr proaspăt întors din Italia sau din Spania sau din, nu știu, hai să zicem, Israel, se gândește că decât să-l arate lumea cu degetul, mai bine minte autoritățile și spune că s-a întors de altundeva. Tânărul despre care vorbim, să spunem Marcel, fără să știe, este infectat cu temutul virus. Proaspăt aterizat pe otopeni și, însetat cei drept, se gândește el să meargă la magazin să-și ia un suc. Cu toate că ar trebui să stea în carantină cel puțin 2 săptămâni. Dar na, Marcel e Marcel, n-ai ce să-i faci. Bun, deci este ziua 1 și avem deocamdată doar un singur om infectat, da? Așa, țineți minte că experimentul ăsta este pur matematic și plecăm de la premisa că rata de răspândire oficială a virusului este de 1,27 în momentul de față. Între timp, Marcel, care stă la coadă și așteaptă să-și plătească sucul, simte la un moment dat că îl deranjează ceva în gât și tușește peste braionul cu cereale, să zicem. În scurt timp, pe raionul ăsta ghișce, trec două doamne care aleg să pună mâna fix pe cerealele pe care Marcel tocmai a tușit. Și așa, după ce dânsele se scalpină un pic pe la ochi, pe la nas, dintr-un singur infectat s-au făcut deja 3. Bun, dar hai să ducem povestea asta un pic și mai departe și să zicem că doamnele astea două au și familii. Copii, soți, părinți, nepoți, în fine, la care se vor întoarce acasă să repună și lor o porție de cereale cu lapte ca să aibă ce să mănânce de dimineață. Odată ce fiecare dintre doamnele astea a ajuns la ea acasă, în scurt timp, familiile lor vor fi infectate. Familii care, la rândul lor, o să plimbe cu autobuzul, o să meargă la lucru, o să iasă pe afară să se vadă cu prietenii, practic o să facă tot ce nu este recomandat și, în a doua zi, deja, plecând de la data oficială de răspândire a virusului declarată de OMS, avem 1,27 oameni infectați. În a treia zi vor fi 1,61, o zi mai târziu o să fie 2, în a cincea zi o să fie deja 2,6, ca la fix o săptămână după ce Marcel inconștientul a mers până la magazin să-și ia el un suc, să avem 4,2 oameni infectați. Mi se pare puțin, nu? Stai așa, că ăsta a fost doar începutul. Respectând datele comunicate oficial, după 2 săptămâni avem deja 22,4 cazuri de oameni infectați. În 3 săptămâni vor fi 119 cazuri de oameni infectați, pentru că, nu uitați, creșterea este exponențială. Iar după o lună, după 30 de zile, vom avea 1024 de persoane infectate. Toate din cauza unui suc sau, în fine, din cauza unui irresponsabil de Marcel. Repet, 1024 de persoane infectate de la un singur om și totul doar pentru că un Marcel nu a putut să stea, domne, la el acasă în izolare până să se mai domolească treburile cu virusul ăsta furisit. Dar stați că putem să mergem și mai departe dacă vreți. Conform Mordomiter, 5% dintre persoanele infectate mor. Asta înseamnă că dintre cei 1024 de oameni infectați de Marcel, 51 de oameni vor muri. Adică vor muri pe bune, din cauza că, na, Marcel a vrut să-și ia un suc. Pe românește, pe lângă faptul că Marcel va infecta peste 1000 de oameni, din cauza lui vor și muri 51 dintre ei. Și, din păcate, dacă ne uităm la știri, vom vedea că România asta este plină de marcei. De asta, sănătos sau nu,
trebuie să stăm acasă. Nu fi ca Marcel, stai acasă. De dragul prietenilor, de dragul părinților, de dragul iubitelor, iubiților, celor dragi, stai acasă.